Slăvii să fie Domnul, haideți să ridicăm pe picioare, să deschidem scriptura la cartea Proverbe, capitolul 14, cu versetul 12, pagina din Scriptură 651. Proverbele 14, cu versetul 12, unde cuvântul Domnului spune așa: Multe căi pot părea bune omului dar la urmă se văd că duc la moarte. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îmi amintesc de un cuvânt, mi-a adus Domnul aminte acum, care aș vrea să încep cu el, și anume ce spune Apostolul Pavel în Cartea 1 către Timotei, capitolul 1 cu versetul 17. Ampăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Și dacă o urare trebuie să o fac pentru biserica dumneavoastră de aici, vreau să o fac din capătul și finalul psalmului 28, unde spune așa, și asta să nu o uitați. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și bine binecuvintează moștenirea Ta, Amin. Amin. Fi păstorul și sprijinitorul lor în veci. Amin. Amin. Cât privește versetul care l-am citit, stăm în fața unui subiect foarte important, a spune eu, de viață, o chestiune de viață și de moarte, pentru că viața omului pe acest pământ, din când în când, este presărată de solicitări, de provocări, de tendințe, de oferte, de chemări, și dacă pot să spun că suntem unici la ceva toți împreună, este că toți toți ne confruntăm și suntem solicitați într-un domeniu anume, al alegerilor. Suntem în viață chemați să alegem. În funcție de alegeri, putem să ne facem viața mai ușoară sau mai grea. În funcție de alegeri, până acolo merg lucrurile în care putem să ne afectăm destinul nostru. Să-l influențăm într-o bucurie veșnică care ne va încununa capul sau într-o veșnicie fără Dumnezeu, unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Observați că Dumnezeu ne-a creat, nu ne-a depersonalizat. Faptul că s-a vorbit azi dimineață de prezența Domnului Hristos în noi, asta nu înseamnă că ne depersonalizează. Stăm ca roboții. Acum, Doamne ce supă să fac, ce felul doi să fac, ce tramvai să iau, ce autobuz să aleg, ce mașină, ce culoare să-mi iau. Nu. Astea sunt legate de înțelepciunea nativă cu care am fost dotați. Însă, în general, în lucrurile spirituale, în conflictul cosmic care se dă de șase mii de ani între pământ și cer, domnile cerești din Efeseni capitolul 6, Aici deja suntem depășiți. În alegerile care sunt legate de înțelepciunea nativă, uneori nu sunt păcătoase. Însă, ca și oameni, n-am fost dotați, spune prorocii mari, cine este ca Dumnezeul nostru care cunoaște viitorul. Apoi niciunul de aici nu e un super om în care să știe ce a fi în ziua de mâine. Care știe ce a fi în ziua de mâine? Dar nu știm de la 6 și 14 până la 6 și 15. Nu știm. Viața altora atârnă doar de 5 secunde. Și s-au dus. Mai ales în Pakistan, la ora actuală, se pare că este una dintre țările în care apasă greu pe creștinism. Un popor de 90 de milioane de locuitori, în care 1,8%, 1,8% sunt frați de -ai noștri, sunt lucruri care a depins de alegerea lor. Că sunt prezenți acolo. Și-au pus un risc pe viața lor. Însă, în lucrurile spirituale, revin la ideea care am lăsat-o, fiindcă n-am fost creați cu viitorul să-l cunoaștem, trebuie să fim foarte atenți la alegerile care ne vin în față trecutul nu mai avem ce să-i facem. Nu mai avem. Ce o mai rămas în dreptul unora și altora? În drept unora, când se uită în trecut, nu sunt îndemnați la altceva decât la mulțumire ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și aici ne încadrăm toți. Ne uităm la gaura gropii din care am fost scoși. Să ne uităm. Însă poate pentru alții trecut înseamnă o căință permanentă pentru a-L îndupleca pe Dumnezeu și a primi iertare și îndurare. Nu pot să spun altceva decât, îmi pare rău ce am făcut, iartă-mă, regret. Îmi retractez ideile, gândirea, faptele care le-am făcut. Pentru alții trecutul e așa, însă noi în viața noastră ă, suntem într-un prezent continuu, zi și noapte, post-meridian, ante -meridian, într-o sară în alta. În fiecare zi, poate sunt zeci, sau sute de momente în care suntem solicitați să facem o alegere. În versetul care l-am citit, găsim vulnerabilitatea umană în fața alegerilor. Ia uitați aici ce spune. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră: dacă am făcut o alegere greșită și suntem în fața morții, ce se mai poate face? Numai Dumnezeu dacă se mai îndură. Cât tineri n-au ales să-și pună talpă de plumb la accelerație. Și au finalizat în câteva minute. Câți n-au ales? Fiindcă i-a plăcut ochii domnișoarei. Zici că în toată căznicia nu mă ochii sunt Măcar că sunt foarte importanți. Să mulțumim Domnului pentru ochi. Însă au făcut alegeri pe baza, ia mi că ce îmi place. Când funcționăm pe acest principiu carnal, știți ce spune Eclesiasul 11? Că frumusețea și zorile tinereții, zorile vieții, sunt trecătoare. Azi, ieri zburdai ca o rândunică, azi o biată bătrânică. Uite așa. Păi numai ieri mi-amintesc că eram la Revelion la Șteii. Și mâine poi, mâine înapoi. Cum au zburat? Câteodată când intru dintr-un loc în altul, în casă, mai dau cu ochii de poza de la nunte. Că păi, dacă v-aș arăta nu mă mai cunoașteți, că eram brunet negru în cap. Dar slavă Domnului că culoarea părului meu persistă în cer, 100% culoare albă. O, pe cum să-mi dau cu altceva pe el? De aceea vii și surori și frați. Nu-l luptați cu tinerețea că-i trecătoare. Lăsați să treacă peste dumneavoastră toate ciclurile vieții. Așa e bine. Însă, uitându-mă în versetul care l-am citit, recunoaștem vulnerabilitatea omului și anume, multe căi pot părea bune omului. Mi se par. Mă, asta ar fi bună, asta e bună. Asta și are avantajele ei. Asta la altă nu are avantajele astea, are altele. Și suntem uneori între două tăișuri. Suntem uneori cu un picior pe o cale și cu un picior pe alta. După cum am spus, Dumnezeu nu ne depersonalizează. Lui place să coabităm cu El, să colaborăm, să ne consultăm cu El. Domne, eu asta văd. Ce părere ai tu? A fost momente în viața mea când mă uit astăzi. Am sunat la proroci, i-am întrebat pe alții, au dat din numeri cei mai mari așteptau după mine la un răspuns. Și am spus, Doamne, Tu nu ești una dintre variante? N-am făcut din Tine ca o evadare că n-am primit răspuns din toate celelalte părți. Și hai și la Domnul, cam așa se întâmplă la noi. Mergem pe toate subterfugile, ne ocupăm de toate soluțiile, dacă putem și când vedem că ni s-au închis toate porțile. Doamne, ce părere ai Tu? N-ar trebui să inversăm valorile? Poate că ar trebui să le inversăm m-am pus în cameră, după o zi în care eram zbuciumat, nu știam ce răspuns să dau, nu știam. O durere de cap, infernală. Nu am treabă cu tensiunea, dar nu n-am vrut să mă iau atunci. Nu știu ce e nu este din 120 cu 80, nu e. Dar atunci, cred că, și-am stat și-am spus, iartă-mă că am apelat la alte și alte metode, nu păcătoase. Însă de data asta, spunem tu, m-am pus pe marginea patului, și Domnul mi-a răspuns prin cuvânt. Și a spus, totuși să faci asta și asta. Eram în Statele Unite și la un moment dat intrasem într-o adunare foarte liberală. Am fost pus pe programare, la slujbă, n-am știut ce mă așteaptă. Am fost la slujbă când m-a băgat păstorul în birou. O să vreau mă bucur pentru dumneavoastră că sunteți parte cu noi. Dar zice, în dimineața asta, uh, și doctrina la împărtășire, o aveau cum o aveau, zice, vom sluji împreună, și ca și acte de cult. Zic, frate, ascultă-mă, zic, eu pentru ce am venit la dumneavoastră? Frumos, cu respect. Zic, mă bucur, mă simt onorat că am venit, dar zic, eu am venit să vestesc Evanghelia Lui Dumnezeu. Când m-am uitat în jur și am simțit în duhul meu, însă m-ați putea... Să mă lăsați deoparte la împărtășire? S-o schimba la față imediat și zice, nu prea aș vrea, dar nu mă simt confortabil ce mi-ați spus, dar totuși, haideți să mergem la învon. Începuse slujba deja și am trecut la învon. Când m-am pus jos, așa, lângă tânsul, au făcut introducerea la program, nu vă spun cum am, cum am fost pe scaun, mă, bine făcut am eu sau n-am făcut bine? Am mai vine și predică. Dacă cineva în seara asta nu mă va mai asculta, va fi pastorele. Dar ce am făcut? Nu zic, Doamne, nu mi-a mai rămas altă cale, vorbește prin cuvânt. Să mă las în duplecat de omul ăsta să slujim împreună, măcar că principiile noastre se deosebesc. Să mă las în duplecat, așa m-am rugat. Eu o alegere. Să mă las în duplecat să Slujim împreună sau să rămân hotărât în principiul care i-am spus? Te rog să-mi vorbești prin versetul 8 în Scriptură. Frații mei, am citit și eu Biblia de câteva ori. Am dat prin ea. Însă aș putea spune că aproape n-am știut că versetul ăsta există în Biblie. Ăsta a fost scris pentru mine în ziua aia. Și au fost ultimele cuvinte din, din rugăciunea care am făcut-o în gând. Am zis așa, să mă las în duplecat sau nu? Îți mulțumesc că-și mă ascult. și în timp ce făcea introducere, am deschis Biblia, am spus pune tu mâinile pe mâinile mele, pune tu ochii tăi peste ochii mei și vorbește prin versetul 8 și am deschis scriptura. I-au zis fraților, versetul 8, Galaten 5,8, În duplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat, stai în hotărârea care ai luat -o. Este extraordinar să poți să-L rogi pe Domnul și să apelezi la El și să aștepți răspuns că bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Amin. Dragii mei, când mă uit aici, uite, vreau să vă mai spun încă o experiență care a fost la noi în adunare. Ce înseamnă puterea Lui Dumnezeu? Că vorbim de experiențe. Cred că s-o înțeles bine. Îți de dorit? Ni le dorim. Wow! este extraordinare. Numai astea trebuie să facă perioada de tranziție, de la experiență la relație, la umblare cu Domnul în permanență, însă eu sunt totdeauna cu tine, aici să ne aducă. Și mi amintesc că a fost o mormântare la noi în adunare, se anunța că vin foarte mulți oameni necredincioși și numai bine e un moment de evangelizare, în mormântare. Era mormântarea, începea la ora două, pare mi se. Era o vreme de ploaie de, cred că era undeva la două, trei săptămâni, cu găleata în România. Și era ora 1 și 25. Am spus soției mele, chiar atunci am vorbit cu ea și am spus, măi, așa m-aș bucura să fie altfel ca oamenii să poată veni la slujba asta de mormântare, ca să audă cuvântul Dumnezeu, poate că poate cine știe. Trezește Dumnezeu pe cineva, dar zic că mă uită ce afară, nu vedeai cu găleata de ore întregi. Și am oprit telefonul cu soția. Mi-a venit un gând și am spus, tu care ai mai oprit ploaia în istoria Bibliei? Fiindcă ne fălim cu un Dumnezeu actual, nu al istoriei. Noi nu ne fălim cu minunile din istorie. Noi ne fălim cu puterea lui Dumnezeu astăzi care lucrează între noi. Am zis, tu poți să oprești ploaia, să spargi norii, să aduci soarele, și la sfârșitul înmormântării s-a dus înapoi ploaia. Mă văd și acum, am ridicat de pe genunchi în camera mică și am spus să mulțumesc că-și mai ascultat. M-am dus la geamul terasei. N-a durat șase minute, s-au spart norii. O fereastră de nor albastru s-a tot mărit, s-a tot mărit. Soare a venit cam în 10 minute, cum a fost vremea aici, acum, astăzi, în Austria. Mă duceam spre drum la adunare și am spus, e vis sau e realitate? A început să vină lumea la adunare, un soare perfect. S-a umplut biserica, s-a vestit cuvântul Dumnezeu. Am dus mortul, l-am băgat în mormânt și a venit ploaia. Ăsta e Dumnezeul nostru în care ne încredem. Nu sunt meritele vreunui om, asta nici nu se pune în ecuație. Este o umblare în care, punându-ți credința în Dumnezeu, El onorează credința noastră și vine să lucreze, să ne asculte rugăciunile. Slavă Domnului pentru lucrul acesta! Însă, viața ne oferă variante în funcție de, în privința legilor, în funcție de confort, în funcție de geografie. Spuneau frații din Detroit, mă, am merge în California, am vorbit cu ei, spuneau unii dintre ei, am merge ca acolo și iarna umbli aproape în bluză. Nu mai avem nevoie facturi la căldură. Sunt alegeri care, cum dumneavoastră aici, ați ales în diaspora să veniți. Ba, pe partea economică, paritatea dintre cum puterea de cumpărare legată de salariu nu se. e net superioară la dumneavoastră aici, față din țara de unde venim și de unde ați venit. Ați ales pentru o vreme pe parte economică ba mai mult pe parte religioasă. Îs frați care uite, la un moment dat nu le mai place într-o adunare și se duc în alta. Cam scârție aici. Și da, și nu. Dacă pe tine ce macină că lucrurile s-au stricat într-o adunare rău de tot și au ajuns liberală și acolo lucrarea lui Dumnezeu nu mai este. Și tu ești un Ieremia și un om sincer. Ți-o spun, dute că nu păcătuiești. Însă când totuși lucrurile se mențin într-un echilibru, într-o biserică imperfectă și totuși tu pleci dintr-o adunare că n-ai ieșit la comitet, greșești, întoarci înapoi. Greșești. Nu-ți da coate pentru ceva. Nu-ți da coate. Dumnezeu spune la Anania, tu te la Saul, că este un vas ales pe care l-am ales. Este un vas pe care l-am ales pentru mine. O spus Dumnezeu la Eremia, când nu era în pântece la mamă ta, eu te cunoscusem. Vă dați seama? Pe expresia mea facială și a dumneavoastră. Era cunoscută înainte de a fi noi concepuți în pântecul mamei. Acolo în graficul lui Dumnezeu, mai încape aici? Nu. Pentru că umblarea cu Dumnezeu cel mai mult este un act al credinței. Și și când ai fost conceput la mamă ta în pântec, te-am pus proroc al neamurilor. El scoboare și El înalță. El smerește și El înalță. El omoară și El învie. Toate sunt în mâna Lui, nimic nu-i scapă de sub control. De ce să dăm lupte fraticide? spunea Apostolul Pavel, m-a luptat lupta cea bună, știi ce înseamnă asta? Singura luptă care o poți duce pe acest pământ este cu tine. Ca să nu fiu eu lepădat, mă port aspru cu trupul meu. Și dacă cumva intri în ring, la box, n-ai voie cu niciun frate, Intri cu tine. Și dă spălmi, și înfrânează-te, și taie-te de la pofte, și nu-ți lăsa ochii aiurea, și nu-ți lăsa gândul aiurea, și nu-ți lăsa gura aiurea, dă-ți de numă. Fii foarte aspru cu tine și foarte îngăduitor cu toți ceilalți. Pentru că diavolul vrea să schimbe. Foarte aspru cu ceilalți. Ați văzut oameni așa? Extraordinar ce grozavi până le cresc copiii. Și când le-au crescut, bieții de ei. Așa devin dintr-o dată mielușei și îți spun, apoi frate, știi că e greu ca și părinte, dar n-ai văzut în urmă cu 20 de ani la ea la alți? Nu mai dat în ei? Nu mai putut el zidi cât am stricat eu, nu mai putut el lega cât am stricat eu, nu mai putut el să bandajeze cât sânge am lăsat la volsec, să mă păzească Domnul de așa ceva. Mai aud uneori fraze, slavă Domnului că le-ai dat-o în seara asta, să ferească Dumnezeu asemenea gânduri. Am fost chemat să îmbărbătăm, să zidim, să sfătuim, să mustrăm în dragoste, să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune și nu să rămână în urma noastră căderi, înfrângeri, deznădejde, ci să rămână oameni chiar dacă trăiesc în păcat. Corectați, îndreptați, pe gânduri și să spună, băi, la urma urmei, nu o rău, trebuie să mă pocăiesc. Asta este mandatul, ăsta este mandatul la care am fost chemați. Fiecare dintre noi ca și slujitor al Dumnezeu. Cât privește alegerile, dorința fiecărui om, fără a face excepție pe cineva, dorința fiecărui om este să facă alegeri bune, cu impact satisfăcător și sustenabil. Însă, Realitatea noastră din viața noastră și din istoria biblică este că Putem greși la alegeri. Este adevărat sau nu? N-ați făcut alegeri greșite în viață? Cred că nu există om care la un moment dat să nu și îi mușca buzele să spună, băi, cel puțin în privința vorbelor. Să pot să spui, oh, de -ar mai fi dată, n-aș mai fi rostit ce-am rostit. Cred că fiecare dintre noi am trecut pe aici. Însă, riscul Chiar dacă avem o intenție bună în a face alegeri bune, riscul, știți în ce constă? Că toate ofertele care ni se aduc în față par bune. Multe căi pot părea bune omului. No, aici e problema noastră. Când te uiți în stânga, te uiți la mijloc, te uiți în dreapta, te uiți la asta, la alt... mă tot te spune, totuși, însă. Apostolul Pavel spunea, mă rog, să vă lumineze Dumnezeu ochii inimii, ca să faceți alegerea între lucrurile alese, bune, care la urma urmei nu vă vor afecta nici pe plan pământesc, în mod deosebit, nici în plan veșnic. Dragii mei, în privința aceasta, vreau să aduc înaintea dumneavoastră, pornind de la exemplul care îl avem în Eden. Fiecare dintre noi știm istoria cum a început nu numai a creației, ci a creației omului și a căderii lui în păcat. Când a venit diavolul la Eva, a venit cu ceva rău? Vă dați seama cum a venit? Zice, hotărât că nu veți muri. Dar când veți mânca din pomul acesta, Dumnezeu știe, de aia vă oprit, că veți fi ca El. Ia să mă ia, tentant. Dar la cine vine când vine diavolul vine cu ceva rău, cu ceva urât, să spună, oi fată, acceptă provocarea acestui făt frumos al lui Hamor din Sihem, fiul lui Sihem. Acceptă provocarea asta, că nu ce te teme, ce mașini are și ce posesiuni și ce bogății, Tătă viața ta o să fie o doamnă de rang cel mai înalt. Așa o să vină diavolul. O spus fete la părinți cu inima zbuciumată și distrusă. Mamă, dar tu nu vezi cât are și bilare la mușchi? Păi când apar cu ăsta toată lumea, cade în genunchi și tremură. Eu am protecție. O să simți tu bila asta. În primul rând tu, dacă mai continui. Îți fete și băieți care au spus, uite-te, uite-te ce avantaje. Și știți ce spune Solomon, care e viața lor astăzi? Ale cui sunt vaetele? și ale cui sunt plânsetele. Sunt lucruri în viață care te mai poți defalca de la ele. Însă sunt lucruri în viață care odată făcute nu mai cale de întoarce. Am spus o și o mai spun, fetelor. Și băieți, căsătoria e un sens unic și o ușă cu un mâner numai de partea ta ai putere și ai acces să apeși pe clanță, să deschizi și să intri în căsătorie și când ai dat cu ușa, nema mâne. Dacă mai vrei să ieși. Însă diavolul a pus clol în ușă jos. O rangă, un ciocan, un percutor, ea la care e mai puternic, ca să ieși și să rupi. Dar zdrobind ușa, îți zdrobești destinul veșnic. Și între noi n-are ce să fie termenul de divorț n ce? În Biserica lui Hristos nu există termenul de divorț. În Biserica lui Hristos este termenul de pace, de iertare, de compasiune, de ridicare, de îmbărbătare, de a te lăsa până jos, sub tovarășul tău să-l iei și dacă trebuie să-l duci pe umeri, până la mormânt să-l duci, să taci și să rabzi, dacă nu mai ai altceva. În județul Arad, o femeie părăsită de bărbat, bolnavă de câțiva ani, în camera alăturată el și-a dus o domniță. Casa pe numele ei. Și spunea neamurile la sora asta noastră. Dar cum poți să accepti așa ceva? Tu nu mai poți fi femeie pentru el. Ești o suferindă. Totuși în suferința ta profundă. Nu-i de ajuns că suferi în corp. Ți-a mai pierdut și bărbatul. Și el își trăiește viața în camera dincolo, în zidul celălalt perete dincolo, vecin cu tine. Cum poți să accepti câțiva ani de zile o tăcut și o răbdat? Și la mormântul ei, în ziua de mormântare, pe buza mormântului, acest bărbat necredincios nu era pocăit când a făcut așa. Acest bărbat care l-a marcat cum spune Scriptura, fiți cu băgare de seamă și o mărturie în societate, ca să slăbească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor, oamenii din lume. Nu mai putut-o izbucnit când au pus pământ și a început lumea să împrăște. Au ridicat o mână și au spus, oameni dragi, veniți înapoi să vă spun ceva. Toți s-au oprit și din respect au venit înapoi și au spus, voi astăzi ați fost martor la mormântarea unui sfânt. Nimeni, nicio femeie din lumea asta nu putea să mă rabde ce am făcut eu. O femeie care a înghițit, care a tăcut, care și-a asumat căsătoria, care și-a asumat alegerea și sunt convins că pentru ce au făcut, L-au câștigat pe el pentru veșnicie și răsplata va fi mare atunci. Dragii mei, alegerile în viață sunt cea mai mare provocare a omului. Cât despre oamenii din lume. Aleg, sparg rup, taie lanțuri, nu interesează despărțiri, să duc vin. Oameni fără Dumnezeu. Însă noi suntem altceva. Spune Petru, voi sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt. Un popor pus deoparte pentru Dumnezeu? Voi sunteți altceva? Voi ați intrat pe o cale, tot la fel cu sensul unic, în care nu ne mai putem întoarce înapoi, pe compropiu, și într-un risc de pierderea mântuirii, mai putem să o facem? Însă, voi sunteți în fața marilor alegeri. Ce trebuie făcut? Slavă Domnului pentru Duhul Sfânt al lui Hristos! Zice, El vă va învăța în toate lucrurile. El vă va ajuta, El vă va da lumină. El nu vă va lăsa să fiți așa, bâșbâind, încoace și încolo ca oamenii din lume. Vă va învăța, vă va arăta o cale nespus de bună. Va fi cu voi în toate legile vieții. Numai nu mă rog altceva decât, Doamne, copleșește-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă la să cu umplere cu Duhul Sfânt. Și dacă ar trebui să mă, să mă opresc în seara asta aici, și ar veni Duhul Sfânt așa să ne copleșească pe toți cu o rugăciune, până la unul la noapte, aș fi cel mai bucuros n-aș dori altceva decât umple biserica din bolsec de Duhul Sfânt. Umple-ne pe toți, dă-ne lumină prin Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne putere să nu-L mai întristăm niciodată. În ce privește alegerile, vreau să învățăm de la două exemple și anume. Două exemple de pe pagile Scripturii. Primul exemplu îl găsim dacă deschideți împreună cu mine la Genesa capitolul 13, ca să învățăm fiecare dintre noi câteva lucruri și o voi duce spre încheiere. Genesa capitolul 13, marea provocare a lui Lot. Ia uitați, Lot care călătorea, 13 cu 5, Lot care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. Genesa 13 cu 7. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. 8. Avram a zis lui Lot, marea provocare a lui, te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați, Genesa 13 cu 9. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Și acum vine cea mai mare provocare din viața lui Lot. Știți că Lot a fost mântuit la fir de păr? Așa? Uitați-vă să vedeți viața și Biblia îl numește în Noul Testament, neprihănitul Lot. Viața lui a avut un desnodământ fatal pentru cei din jurul lui. Începută din versetul care îl citesc. Mai bine desparte de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și-au văzut că toată câmpia Iordanului era udată în întregime. 11. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și-a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Și știți ce urmează? Falimentul lui Lot. De la cea mai importantă provocare care au avut-o în viață și Lot nu știu să o administreze bine. Știți ce spunea Lot? Stai puțin, unchiule. Păzitor ca păzitor, nu suntem noi patronii. Dar nu suntem noi stăpânii acestor turme? Ia să-i adunăm amândoi. Spune, O dată să se mai întâmple, că vă certați, că vă dăm afară în șomaj. De ce? Lasă-i unchiul eu de cine, nu mă despart. Totuși Lot a fost cucerit și câștigat de lucrurile pământești care l-a costat veșnicia între el și familia lui. i Ia uitați primul faliment al lui Lot. În 19 cu 12, da, venim înainte, tot în același capitol, în 14, unde spune așa, cu 11, biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei, 14, cu 11, și toate merindele lor și-au plecat, au luat și pe Lot fiul fratelui lui Avram Care locuia în Sodoma Au luat și averile lui Și au plecat Primul semn al unei alegeri greșite A fost că Lot ajunge prizonier Nu ți-a picat bine lângă unchiul tău? Ce ai mai avut? s a mers viața pe bine, Lot? Numai la când m-am uitat la câmpia Iordanului Mi-am de un frate proroc Deva din zona Mureșului, îmi spuneau frații, a fost cooptat de niște oameni bogați în care au recunoscut în el că e un vascu, da și amin, l dus în Italia și i-au dat de muncă. La ora actuală este un anonim, un om distrus. Fiind un vas ales, vă întreb pe dumneavoastră, nu putea să rămână la locul lui, nu îngrija Dumnezeu de el și de familia lui? Lot pe baza câmpiei Iordanului odată în întregime. A făcut o alegere neadministrând o bine și a intrat într-un faliment care l-a costat până la capăt. Ba mai mult decât atât, știți cum să zice, dar nu mă duc numai până aici, mă apropiu de lume, nu o să rămâi. În Geneza capitolul 19 îl vedem pe lot la poarta Sodomei. Câmpia Sodomei era undeva departe de cetate, Lot până acolo s-o duși și au spus, rămân aici. N-ai cum. Odată, tinerilor, ascultați-mă ce vă spun. Numai puțin un metru să faci către lume. Într-un an de zile veți fi în zeci de metri mai aproape de lume. Nu cunosc om care să se fi jucat cu întrebările la strângeri de tineret și să spună, generația Z, adică, ce întrebări s astea? ai cât pot să mă apropiu totuși de lumea asta și totuși să nu-L supăr pe Dumnezeu? De unde sunt întrebările astea? când El a dat ce a avut mai scump pentru noi. Zice El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a căzut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce, Isaia 53, când te uitai la El, nimic n-avea ca să ne atragă privirile. Groapa Lui a fost spusă împreună cu cei răi disprețui și părăsi de oameni om al durerii, a lăsat slava cerească Domnul Hristos și noi, bieții de noi, muritorii de noi, limitații de noi, fără nicio șansă de a accesa împărăția Lui Dumnezeu, ci prin Domnul Isus Hristos care a lăsat frumusețea aia, venim și spunem la pastore, cât pot să mă întind spre Sodoma și totuși de Avram să nu mă despart? N-ai nicio șansă, băiete, sunt două șanse. Ori te apropii de Dumnezeu în fiecare zi, ori te deparzi de Dumnezeu și te alește lumea. Nu timp durează. Puțin timp. Nu te poți juca. Nu există zonă gri. Nu există. Pentru Dumnezeu nu există zonă gri. Întuneric sau neprihănire, lumină sau întuneric, Hristos sau belial, neprihănire sau păcat. Nu există care de mijloc. Absolut de fel. Dacă vrei să fii o care de mijloc, citește istoria Bisericii din Laodicea. N-am găsit în dreptul niciunei biserici în care să spună Dumnezeu, scuzați-mă că vă spun, îmi vine să vomit. E vomă pe mine, mi-e scârbă, îmi vine să vomit. Cui îi place apa cloacă? Bei ceaiul iarna că-i ca la colindă. Bei apa rece că-i rece vara într-o zi de toridă. Care om îi place apa cloacă? Așa. Nici uh, încolo, nici încoace. Absolut de fel. Pentru ce -o bei nu stâmpă setea, nu te ajută cu absolut nimic. Biserica din Laodicea asta era. Se uita Dumnezeu, spunea, nu mai înțeleg, absolut niciun gust nu găsesc în tine. Absolut spunea Dumnezeu, dacă ai fi rece barem, dacă ai fi în clocot barem, dar ești în zona gri de mijloc, te vărs și te leapăd. Comunitatea pentecostală are cea mai mare provocare în fața alegerilor ca să facă parte, astăzi vorbesc figurativ în biserica din Laodicea, Uită-te și privește surma pașilor în vale. Pe unde suntem? Împreună cu Dumnezeu? Cu toți dați Lui? Sau totuși mai coabităm pe aici, pe colo, peste gar și cu lumea? Spune Iacov că Duhul lui Dumnezeu vă vrea cu gelozie. Știți cum e un bărbat gelos? Să nu știți. Singurul care șalogă dreptul acesta este Dumnezeu pentru că ne-o plătit scump. Și când privește la noi și spune, mireasa mea, iubita mea, logodnica mea, mea că te aici logodnica mea. Ce faci tu, dragă? Dar mă uit păstă umăr după altul. Duhul Sfânt să mânie. Apoi cum să te uiți după altul, mă? Când i am plătit scump, când piroanele alea, când vârfurile de plumb, când scuipatul, când bat jocora, toate erau asupra Domnului Isus Hristos. Cea mai mare suferință în umanitate. Și tu, în loc să-ți dai toată ființa, duc suflet trup la Hristos, încă mai coabitesc, că vai faine și acolo. Nu, No. no este doar un divertisment, este doar o amăgire. Cu cât tineri am vorbit, cu cât oameni am vorbit, o spus, plăcerea lumii n-a fost doar 5 minute. Și când mă gândesc că plâng ani de zile, că nu mai pot repara nimic, asta e lumea fetelor și băieți. Orice tendință, orice alegere, orice provocare, orice tandrețe, din mâna lui Hamor și ar pune mâna pe tine și ar spune, ești extraordinar, nu, nu, nu-ți vrea binele, vrea distrugerea ta și pe acest pământ și în veșnicie. În seara aceasta Dumnezeu spune, cu toate inconvenientele pocăinței, cu toate lucrurile care îi spune, bă, dar totuși, mă, ce oferă lumea, ce oferă lumea, nimic bun. Totuși, cea mai mare dulceață a unui om care o poate trăi în viața aceasta, împlinit, satisfăcut, nu se găsește altfel decât în Isus Hristos și în pocăință. Dacă ești pe o cale și nu știe nimeni, doar în mintea ta lucrurile încep să se dospească și vrei să apuci pe calea păcatului și a răului, în seara aceasta Dumnezeu m-a trimis, nu știe nimeni. În mintea ta se clocesc ouă și se clocesc ouă de basilic, vorba Scripturii. Și vrei să-ți faci planuri în așa fel încât nu-ți mai găsești nimic aici. Dumnezeu în îndurarea Lui spune în seara asta, întoarce-te pentru că Dumnezeu vrea bine cuvântarea vieții tale și aici și dincolo. Mă uit la ei și tremur, mă uit la copiii mei și tremur. Îmi amintesc cum au fost aduși pe lume, cu o femeie cu un picior jumate în groapă. Și totuși să rateze veșnicia, nu doresc. Este singurul lucru care îmi pun în privința nașterii de fi o întrebare și e singurul lucru care mi-aș putea să-i spun și am zis, dacă totuși toți cei cinci nu vor fi mântuiți, de ce le-am dat naștere? De ce i-am lăsat să vină pe pământ? De ce am investit în ei? Uitați-vă aici, vă mulțumim pentru ce faceți pentru copiii noștri. Totuși, uitați-vă la investiția care o face Dumnezeu pentru voi. Putea să fiți în Ucraina, putea să fiți cu niște părinți alcoolici și drogați, putea să fiți niște fete stricate în Italia pe centură. Uitați-vă planul lui Dumnezeu ce a făcut pentru voi. Spune la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, că voi ați fost aleși în Dumnezeu pentru mântuire. Uitați-vă la harul care vi s-a dat nu dați cu bine cuvântarea lui Dumnezeu pe pământ. Nu năruiți toată bine și alegerea care o scris o Dumnezeu în dreptul vostru, ci puneți preț și în fiecare zi nu spuneți altceva decât Doamne, îți mulțumesc pentru cum ai creat. Doamne, îți mulțumesc pentru familia în care m-am născut. Doamne, îți mulțumesc pentru adunarea în care slujesc. Îți mulțumesc pentru toți frații, pentru toate surorile. Dar mai mult îți mulțumesc că m-ai plătit prin Domnul Isus Hristos. Și în dreptul meu, alegerea ta a fost spre biruință și spre veșnicie împreună cu tine. Dragii mei, ăsta a fost lot. În primul rând, o devenit prizonier. În al doilea rând, lot ajunge să fie încătușat de bogățiile Sodomei. i mergea bine. Citiți istoria să vedeți ce obligați au fost îngerii. Să-i pune mâna pe omăr și să-l smulgă de acolo. Lot, tu nu înțelegi că de mai te las aici. Oricum suntem hotărâți să aducem distrugerea peste Sodoma și peste Gomora. Mă, tu înțelegi că tu vei fi ars în pucioasă. Lot ieși afară. Și mai stăruia Lot. Și-au venit îngerii, au pus mâna la el pe omăr și l-au scos afară. Însă, al doilea lucru tragic și asta pentru părinți. Din cauza alegerii că s-au despărțit de Avram, Lot își pierde în o Sodomei două fete și doi gineri, care nu-l doare pentru fetele lui și pentru ginerii lui. Lumina ochilor lui, Lot, trebuie să se consoleze cu gândul că două fete de ale lui au fost ase de focul lui Dumnezeu, poate că a avut și gineri buni. Poate că au avut, din pricina unei alegeri, în care Lot a spus, vrei să ne despărțim, unchiule, ne despărțim. Bine, asta aleg, mă duc. Din pricina aceasta, Lot își pierde două fete și doi gineri în focul puceazii Sodomei. Ba mai mult decât atât. Nevasa lui Lot, la mijlocul drumului, s-a uitat în spate și a spus, totuși căsuța mea, posesiunile mele, poate o fi zis și de fete, dragile mele fete și gineri, totuși unde or fi ei, o pierdut -o și pe ea. Și Lot colapsează printr-un incest în care se naște Moab și Amon. Doi spini toată viața în costa lui Israel. De la ce? Din pricina unei administre greșite în fața unei alegeri. Pentru că i s-au părut bune omului. Însă au dus la moarte. Lot a plecat cu o familie superbă. În Sodoma, în câmpia Iordanului. Și când s-a întors, a rămas cu două fete într-un final rușinos. Totuși, a trăit cu neprihănire și cu ascultare înaintea Lui Dumnezeu, dar a rămas un personaj care a impactat istoria ca să ne învețe pe noi astăzi. În fața alegerilor, să nu spunem altceva decât, Doamne, vină în ajutorul meu și dă-mi înțelepciune să aleg bine. În antiteză cu Lot, o găsim pe Rut. Rut iese din Moab împreună cu soacră sa și cu cumnată sa, cu Orpa. Exact în antiteză la polul celălalt, să vedeți finalul. Și Rut iese afară, la un moment dat vine Naomi și spune, totuși, fetele mele, ați fost niște, niște, nurori să vă binecuvinteze Dumnezeu că ați fost credincioase fiilor mei. Soțul meu a murit, băieții mei au murit. Dacă noaptea asta aș mai rămâne însărcinată, nu știu cu cine, că n-am bărbat, ați mai aștepta voi 20 de ani până cresc copiii mei să-mi fiți iarăși nore? Orpa în prima fază. O zis, totuși nu mă duc. O cedat, o renunțat. Însă știți ce îmi place? În antiteză cu Lot. Rut, din două versete, o convinge pe Naomi să nu mai stăruie. Se ține Naomi de ea și spune, Rut, du-te în treaba ta la poporul tău, că ești fată tânără și frumoasă să-ți refaci viața. Și vine Rut și spune, soacră, nu o mai stărui. Rut, dimineața următoare, te rog frumos, du-te la poporul tău. Ce-o fost până aici, ce-o Îmi vei fi o amintire plăcute. Du-te și refăți viața. Și rut se vede obligată să impacteze istoria biblică cu două versete care se spun la anunț. Soacră mea, știi ceva? Ce? Nu sta de mine să te las. Poporul meu va fi poporul tău. Țara mea va fi țara ta. Unde vei locui, tu voi locui și eu. Ce vei mânca, tu voi mânca și eu. Masa ta va fi masa mea. Nu mă va despărți de tine decât moartea. Uitați-vă să vedeți ce convingătoare a fost, că Naomi nu mai spune un cuvânt. Și acum finalul. Lot alege să se despartă de Avram și ajunge într-o zi fatidică și nefastă în care își pierde familia și are un sfârșit crozav de rușinos cu cele două fete. Rut, în antiteză cu Lot, alege să stea lângă soacră sa. Final, Rut ajunge în genealogia Domnului Isus. Îți vine să crezi? Vă dați seama ce onora Dumnezeu femeia asta? Păi să ajungi în spița de neam a Domnului Isus e ceva. Una sus și altul jos, din pricina unei alegeri greșite sau unei alegeri bune. Ascultă-mă ce spun dragul meu care ești în seara asta aici, acum în final. Ce trebuie să, fii, să faci ca să nu trăiești consecințele unor alegeri greșite? Ce trebuie să faci? Ascultă-mă ce spun. Funcționează rețeta. recunoaște limitele. Recunoaște că nu le știi pe toate bărbați și femeie. Slujitor, tânăr, băiat și fată. Recunoașteți limitele. Știi ce a spus David? Care a spus, Domnul este păstorul meu. Știi ce a spus David în psalmul 5, 8 și 943 cu 8? Învață-mă să umblu pe căile tale și arată mi le te rog. David, tu? Tu care umbli cu Domnul? Tu care de dimineață uh, umbli cu El? Ai biruințe? Recunoști providența lui Dumnezeu în viața ta? Tu ce ceri? Vreau în fiecare zi să-mi arate căile sale. Știți ce demonstrează David prin asta? Limitele lui. Ascultă-mă ce spun. Salmul 131. Ți-l dedic ție și mie astăzi. Doamne, eu nu mă îndelenicesc cu lucruri prea înalte și prea mari pentru mine. Sufletul meu îi încercat ca un copil lângă mama sa. Îi cunosc limitele. Știți ce spune Roman 12 cu 16? Nu aveți minte prea înalte pentru voi. Nu vă socotiți singuri înțelepți. Ascultă-mă ce spun. Când îți vei recunoaște limitele și vei spune, băi, nu le știu pe toate, mă, însă în fața unor alegeri, ce vei face? Puneți preț pe ce vă da Dumnezeu aici. N-ascunde de tată tău și de mamă ta. N-au facultățile tale, dar nici tu școala lor. Chid la chit. Scorul e 1 la 1, însă cred că e 10 la 1 pentru ei. Clar, fără discuții. Nu cunosc termeni în it -ul. Mamă ta și tatăl ta, Însă știu școala vieții. Și s-o ars și suflet și urt. Vai, fata mea, dar ce ai gânduri să faci? Ferice de fetele care n-au secrete față de mama lor și de băieții care n-au secrete față de tații lor. Tată, uite care e problema, uite cu ce mă confrunt. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Viața ta va trebui să înceapă cu tiparul sfinților începând din familie. Nimeni nu-i mai aproape de tine în afară de Dumnezeu decât tata și mama. Cunoașteți limitele, nu le știi pe toate, ca să faci alegeri bune, ca să nu trăiești drama unor consecințe care te costă aici și dincolo. Recunoscându-ți limitele, în primul rând, du-te la cei din jurul tău, continuând cu cei din adunare. Frate de nuț, frate Daniel, frați slujitori, uitați, sunt în fața unei alegeri, ce să fac? Atâta tinere astăzi, atâția oameni care sărut mâna acestor oameni, care îi mulțumește Dumnezeu pentru toți care au fost în proximitatea lor și știți ce spun astăzi? Slavă Domnului pentru oamenii care i-am avut în jurul meu că făceam o boacă nătare. Mă ruinam pentru totdeauna, dar fiindcă am pus preț pe cei din jurul meu și am crezut că nu eu și le știu pe toate. Am eu câteva lucruri bune. Însă, asta înseamnă biserica la urma urmei. Sprijinindu-ne unii pe alții, ajutându-ne unii pe alții, consultându-ne unii cu alții, m-am dus la ei, m au sfătuit și bine am făcut că am ascultat. Recunoscându-ți limitele, pune cea mai mare, cel mai mare preț pe cei din jurul tău. Pe tati și mami, pe frații slujitori și pe cei din adunare. Și în ultimul rând, ți s-o Duhul Sfânt intră în cămăruța ta și în odaia ta și în fața oricărei alegeri, viața mă ofript pe mine. Nu vreau să intru în detaliu, mă ofript. Sunt zdrobit și trecut cu călcătorul pentru că în, tot, în toți anii vieții mele de slujire, acum la 48 de ani, Dumnezeu un singur lucru, vreau să-și ating obiectivul cu mine și anume, orice lucru, îmi spunea Duhul Sfânt prin ultima prorocie care a fost într-o adunare, printr-un vas bun. Orice lucru, fie el și bun, nu fă niciun pas până nu mă întrebe pe mine. Când îți voi da semnal verde ca să faci să-l faci, până atunci nu. Pentru că au fost momente în viața mea când am luat-o pe calea înțelepciunii mele, a ambiției mele, a valențelor, a însușirilor mele și am creșit, am buctat, de aceea sunt un exemplu în fața dumneavoastră. Mulțumesc Domnului că n-au fost păcate grave și grele. Conștiința mea e curată în privința asta. Însă au fost lucruri care m-au impactat și mi-au făcut nopți albe. În care puteam, când trebuia să tac, puteam să nu vorbesc. Când trebuia să vorbesc, îmi regret că uneori am tăcut. Când trebuia să merg undeva și să acționez, am spus, da, nu mă bag eu. Și când trebuia să stau, am acționat și nu trebuia. De felul meu am devenit foarte prudent, foarte vigilent în lucrarea lui Dumnezeu. Aștept. Eu în vremea asta nu-ți buni lucra la smurt. Aștept și poate că e bine. Stau și sunt prudent, oricine vine și îmi spune ha, ha, sars mult. Sars figurativ. Însă, prin toate acestea, mulțumesc Domnului că nu s-a lăsat cu altceva decât cu înțelepciunea care a vrut să-mi dea și să-mi arate: Păi, omule, cine vine în fața ta, caută să cer de la mine ajutor, să știi când să taci, când să vorbești și să știi cum mă acționez. Știți ce vă doresc, frații mei? Vă doresc ca în viața dumneavoastră să faceți alegeri bune. Niciodată nu vom putea decât împreună cu Domnul. Puneți, puneți! puneți foarte mare accent pe cei din jurul dumneavoastră. Sunt aici ca să ne ajute. Sunt alții ca să ne ajute pe noi. Soți pe soții, soții pe soți, n-au voie secrete în familie. Soți și soții, aveți ceva secret unul față de altul. Este începutul sfârșitului pentru familia aia. Când ascunzi ceva de soția ta și când dumneavoastră, ascundeți ceva de soțul dumneavoastră, este începutul sfârșitului. Nu se are voie. Trebuie să fim transparenți. Uite, cu asta mă confrunt. Vrei să mă ajuți? Am o alegere în față. Vrei să-mi fii cu adevărat, cum spune Biblia, un ajutor potrivit? Și cred că vor fi acolo soțiile pentru noi. Și noi vom fi pentru ele. Dragi tineri și copii, vă iubesc mult. Acolo vor fi repede părinții, dacă veți apela la ei nu lăsați să vă macine satana în interior. Nu lăsați. Este pe urmele voastre. Și dacă Bruxelles dorește ceva în vremea aceasta și pe viitor, este să vă spele pe creier și să deveniți niște oameni laici care să alegeți doar ce vor ei. Nu ne lăsăm la ei. Respectăm legile statului până la păcat. De acolo încolo, alegerea noastră este una singură. Dumnezeu! Atât. Dragii mei, mă bucur pentru părtășia care am avut-o cu dumneavoastră, mă opresc aici și nu doresc altceva decât să auzim de bine unii de alții și viața noastră să meargă din putere în putere, mereu crescând, devenind, oare vă blastăm? Nu. Devenind tot mai înțelepți pentru Domnul și proști tot mai mult în ce privește răul și lumea. Asta e o mare binecuvântare. De aceea, Dumnezeu să ne păzească în săptămânile care vin, în zile care vin, în anii care vin, și de nu ne mai vedem anul ăsta până anul viitor, Dumnezeu să ne dea biruință în fața alegerilor și să alegem bine. Destinul nostru să fie ca lui Rut. Și dacă cumva uneori am făcut alegeri greșite, să tăcem, să răbdăm, să ne smerim și să salvăm cât putem ce se mai poate. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne dea har în viață și în lucrare. Amin. Amin.